Fiecare comunitate din Țara Făgărașului se deosebește prin port și obiceiuri. De aceea, reprezentanții Comunei Hârseni vor să reînvie un festival dedicat acestui patrimoniu valoric, care trebuie îmbogățit și transmis din generație în generație. Festivalul tradițiilor locale este organizat de Primăria Hârseni în colaborare cu Consiliul Județean Brașov. Avem păstrarea tradițiilor în Comuna Hârseni în data de 10 iulie, pe terenul de sport de la Hârseni, unde am fost ajutat și de Consiliul Județean cu 15.000 de lei. Am depus proiect, este finanțat și așteptăm evenimentul. Avem în comună un ansamblu de copii care sunt chiar doritori. Acum, cum a fost COVID-ul, nu n-am mai putut să facă niciun fel de eveniment și avem și artiști invitați, chiar și de renume. Locuitorii județului și nu numai, care iubesc portul popular și tradițiile, sunt așteptați așadar pe 10 iulie în Comuna Hârseni să se bucure de muzică populară de calitate, dans și voie bună. Atmosfera va fi asigurată de interpreți locali, ansambluri populare, iar invitat special va fi Cristian Pomohaci.